Continuăm studiul din capitolul 9 din Cartea Iosua, începând cu versetul 14. Ne aducem aminte de faptul că poporul Israel, după ce a fost câștigată bătălia și cucerirea cetății Ai, a primit vizita unei delegații care s-a declarat că este reprezentant tanta unei țări îndepărtate. Povestirea pe care oamenii din delegația aceasta o au de spus este deosebit de încântătoare. Ei știu pe ce să pună accentul. Ei vorbesc despre Domnul Dumnezeul lui Israel, a cărui faimă a ajuns la depărtări mari, amintind de ceea ce Dumnezeu a făcut în Egipt, de ceea ce Dumnezeu a făcut dincolo de Iordan, distrugându-i pe cei doi împărați, Sihon și Og. În felul acesta, la repetata întrebare de unde veniți, oamenii nu răspund, ci doar arată dovezi că vin dintr-o țară îndepărtată. Le-au arătat hainele, le-au arătat hrana, au arătat burdufurile lor, toate cu dovezi foarte clare că în timp au fost perimate. Versetul 14 este cel care sugerează intriga și momentul culminant. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață. Căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta. Tratatul de pace pentru care venise această delegație s-a încheiat oarecum repede. De-aba uniții au primit ceea ce și-au dorit. Căpeteniile lui Israel au fost de acord să-i lase să trăiască, indiferent în locul în care ei existau. Înșelătoria însă pare adesea să prospere în lumea aceasta. Succesul oricărei înșelăciuni este însă de scurtă durată. Pentru că înșelăciunea, ca și minciuna, poartă cu sine propria condamnare. Uneori poate este mai bine să fii înșelat decât înșelător, cu o singură excepție, nu în fața ispitei. Uneori poate că ar trebui să ne așteptăm să decidem greșit, mai ales atunci când nu căutăm sfătuirea divină. Cât de concret este sfatul înțeleptului, recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi pașii. Sigur că pentru oameni, tot ceea ce pare să fie ușor de făcut, ceea ce pare să fie înțeles și obișnuit, lucrul acesta determină ca mulți creștini, mulți credincioși chiar, să decidă singuri, fără să se consulte cu Dumnezeu. Lucrul acesta însă are o capcană în care foarte mulți și de foarte multe ori oamenii au căzut. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că vecini, că erau vecini cu ei, și că locuiau în mijlocul lor. Căci copiii lui Israel erau plecat și a treia zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot și Kiriat Iarim. Doar 3 zile a ținut înșelăciunea și evreii au descoperit spre marea lor surprindere că orașele pentru care acești ambasadori au tratat erau foarte aproape de ei. Doar o noapte de marș pe jos, din tabăra lor până la Gilgal. Orice situație care este în fața noastră, orice decizie care trebuie să fie luată, ar trebui să fie un subiect de rugăciune. Dar nu neapărat o rugăciune formală și prelungită, ci o rugăciune de moment, concretă, cu lucruri specifice către Dumnezeu. Întotdeauna pentru ajutor.
Chiar dacă noi cunoaștem care este soluția cea mai bună datorită experienței, chiar dacă ne-am obișnuit cu lucrurile pe care trebuie să le facem, putem să-i spunem lui Dumnezeu recunoștința noastră și să-i cerem ajutorul ca să nu greșim. Însă, deși acest lucru poate fi considerat imposibil, este în adevăr secretul perfecțiunii creștine. Apostolul Pavel ne spune: rugați-vă neîncetat. Acest obicei nu se dobândește decât prin perseverență și obiceiul acesta ar trebui căutat tot prin rugăciune. Poate că sună ciudat, dar ar trebui să ne rugăm la Domnul ca să ne ajute să ne rugăm neîncetat. Pentru că există oameni despre care Biblia face o afirmație deosebit de importantă. Oameni care au umblat cu Dumnezeu. Și dacă ar fi să ne gândim doar la Enoch, nu a fost vorba nici de o săptămână, nici de o lună, nici măcar când era în concediu, nici măcar când era de serviciu la biserică, în slujbă, ci el a trăit secole. Un om care poate să umble cu Dumnezeu, care nu se plictisește de Dumnezeu, ori în 300 de ani, ce a putut Enoch să se roage la Dumnezeu? Pentru că posibil că primise totul. De unde izvorau rugăciunile pe care Enoch le înălța lui Dumnezeu timp de 300 de ani? Deciziile pe care le-a luat în urmă cu 100 de ani, în urmă cu 200 de ani, deciziile acestea nu erau oare suficiente pentru ca Enoch să poată să nu mai întrebe pe Dumnezeu, să poată să se despartă pentru o vreme de Dumnezeu, să-și rezolve lucrurile obișnuite și apoi să se reîntoarcă la El? Se pare că a umbla cu Dumnezeu înseamnă a fi în permanență dependent, condus și împreună cu El. Cât de frumos este lucrul acesta. Deși au descoperit că sunt atât de aproape de ei, cei care i-au înșelat pe izraeliți, Biblia spune că izraeliții nu i-au bătut. Pentru că fruntașii adunările juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că îi vor lăsa cu viață. Toată adunarea însă a cârtit împotriva căpeteniilor. Aici naște întrebarea. O promisiune, dacă este sacră, trebuie ținută cu toate riscurile, indiferent de circumstanțe? Pot exista, desigur, cazuri excepționale în care o promisiune nu poate fi ținută. De pildă, dacă am promis că vom face ceea ce este greșit, ar fi în mod clar mai rău să ne respectăm promisiunea decât să o încălcăm. Pentru că un rău întotdeauna aduce un alt rău. Dumnezeu le poruncise să nu facă niciun legământ cu poporul țării și, fără să vrea, ei se obligaseră printr-un jurământ să încalce porunca aceea. Porunca de a-i extermina pe cananiți le-a fost impusă ca slujitori ai răzbunării lui Dumnezeu. Dar datoria de a ține un jurământ era de o obligație universală. Învățăm de aici că trebuie să fii foarte atent cum promiți. Și ce promiți? Iosua și izraeliții au promis cu ușurință. Au constatat, spre regretul lor, că nu ar fi trebuit să promită deloc. Împliniți-vă promisiunea făcută, însă, cu excepția cazului în care să o țineți ar fi un păcat. Aceasta înseamnă că orice promisiune pe care o facem, chiar dacă am făcut-o fără să gândim la consecințe, în momentul în care suntem decisi să o înfăptuim, dacă apare în mintea noastră și se văd consecințele sau dacă se observă mijlocul folosit pentru a împlini promisiunea dată, dacă mijlocul acesta, mijloacele folosite, dacă acestea sunt prin încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, dacă sunt altfel decât Dumnezeu ne sfătuiește în Sfânta Scriptură, este mai bine să ne oprim și este mai bine să plătim despăgubiri decât să acționăm ca și păcat. Dificultățile în care te implici, de multe ori sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a te face mai atent pentru viitor. Dar nu te vor copleși
dacă ai credință în Dumnezeu. Incomoditatea nu este un motiv suficient pentru a încălca cuvântul dat, deși poate fi pentru a nu da cuvântul, pentru a nu promite. Este la fel de valabil cu privire la promisiunile făcute omului, ca și cu privire la jurămintele făcute lui Dumnezeu. Este bine să fim atenți la sfatul pe care Ecclesiastul îl oferă. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Desigur că aspectul acesta poate să dezvolte foarte multe discuții și este întâlnit în domenii diferite și foarte sensibile. Sfânta Scriptură vorbește despre un lucru extrem de important. Nu știu dacă astăzi se mai poate lua în considerare acest aspect. Biblia vorbește despre faptul că dacă o fată care este crescută în casa părinților ei, dacă fata aceasta promite unei persoane că se va căsători, fără să știe tatăl ei, fără să aibă acordul părinților, Biblia spune că fata aceasta poate să își retragă cuvântul dat prin care a promis că se va căsători cu cineva, dacă părintele ei, tatăl ei, care nu a știut, atunci când află, nu este de acord. În felul acesta, fata nu păcătuiește, fata nu este vinovată, pentru că fata aceasta este sub ocrotirea tatălui, sub autoritatea tatălui ei. Însă, dacă același lucru se întâmplă și fata promite că se va căsători cu cineva, iar tatăl știe, însă la un moment dat fata nu mai dorește să se căsătorească sau tatăl nu mai lasă să se căsătorească, lucrul acesta este păcat, pentru că este o promisiune călcată, care se numește minciună. Este foarte delicat să înțelegem gravitatea faptului că atunci când ne grăbim să propunem, atunci când suntem prea ușor dispuși să promitem copiilor noștri, familiei noastre, prietenilor noștri și mai ales lui Dumnezeu, cât de grăbiți suntem uneori să-i promitem că vom fi altfel, că nu vom mai păcătui, că nu vom mai face cu tare sau cu tare lucru. Deși, în conștiința noastră, noi nu suntem siguri că avem și puterea să facem acest lucru. Și uneori promisiunea se bazează pe dorința noastră, pe durerea noastră, pe plăcerea noastră, pierzând din vedere că suntem niște oameni foarte, foarte schimbători. O, cât de schimbători suntem! Cât de multe promisiuni facem și le uităm sau nu mai vrem să le împlinim. Observăm însă că aici poporul Israel, călăuzit de Duhul Sfânt, stabilește un principiu al respectării promisiunii, chiar dacă este câștigată această promisiune printr-o înșelătorie. Caracterul moral al gabaoniților, cu siguranță că a fost rău. Fruntașii adunării lui Israel nu au justificat nicio oportunitatea, nici legalitatea legăturii pe care o formaseră. Au simțit însă obligațiile solemne ale jurământului lor. Deși nemulțumirea populară era puternică împotriva lor, motivată fie de a pierde prada Gabaonului, fie de nemulțumirea față de aparenta încălcare a poruncii divine, totuși, conducătorii s-au hotărât să adere la angajamentul pe care l-au făcut, pentru că au jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Fruntașii izraeliți au acționat conștiincios. Se simțeau legați de promisiunea lor solemnă, dar pentru a preveni consecințele dezastruoase ale grăbirilor imprudente, ei au hotărât să-i degradeze pe gabaoniți la o condiție servilă, ca mijloc de a preveni ca poporul lor să fie prins în idolatrie. Într-o cultură unde zeii erau considerați activi și puternici și erau de temut, juruințele deveneau foarte importante. Promisiunile puteau fi anulate, dar
Giuramentele îi constrângeau pe cei care le făceau sub amenințarea pedepsei divine. Care este deosebirea între promisiune și jurământ? După înțelegerea pe care aceste cuvinte ne ajută să o avem, promisiunea este făcută pe cont propriu. Eu promit că voi face, eu promit că voi da, eu promit că voi veni, fără să implic nicio altă autoritate. Jurământul însă, prin amintirea prezenței lui Dumnezeu, devine obligatoriu și nu mai poate să fie justificată retragerea sau neîmplinirea jurământului. Dacă un jurământ nu era respectat în antichitate, numele divinității invocate era considerat lipsit de valoare și își pierdea autoritatea. Faptul că Iosua a fost îndreptățit să trateze aceste jurăminte ca ceva sfânt, reiese clar din a doua Samuel, capitolul 21, unde exact acest jurământ a fost încălcat cu consecințe îngrozitoare. Despre ce este vorba aici? Este vorba despre momentul în care împăratul Saul, împăratul lui Israel, are o atitudine de zel fals pentru Dumnezeu. El dorește să extermine pe gabaoniți, să curețe poporul Israel de toate neamurile păgâne. Și, în ciuda faptului că, în mod sigur, i s-a spus despre jurământul acesta prin care s-au promis gabaoniților că nu vor muri, Saul omoară gabaoniții. Lucrul acesta nu se întâmplă imediat, dar mai târziu, după ce Saul moare, pe vremea împăratului David, un lucru se întâmplă în mod groaznic. Dumnezeu își retrage binecuvântarea. Este foarte greu să se cunoască care este consecința acestui dezastru, pentru că vor muri foarte mulți. Dar nu se cunoaște încă din ce cauză Dumnezeu își retrage binecuvântarea. În mod foarte frumos, David merge și întreabă pe Domnul. Nu faceți cercetări fără să se consulte cu Dumnezeu. Și răspunsul nu întârzie să vină. Din cauza faptului că Saul a călcat jurământul pe care Iosua, cu sute de ani înainte, îl făcuse pentru gabaoniții aceștia. Cunoaște modul în care s-a întâmplat lucrul acesta, dar aceasta este o altă discuție. Ceea ce ne interesează să știm este că jurământul pe care îl faci în prezența lui Dumnezeu s-ar putea întâmpla ca imediat sau mai târziu, pentru tine sau pentru urmașii tăi, să aibă consecințe dureroase, neplăcute, dezastruoase, dacă jurământul acesta este călcat. La fel după cum va avea consecințe plăcute dacă jurământul este împlinit, mai târziu sau imediat. Aceasta înseamnă că ceea ce spune Domnul Iisus, din cuvintele tale vei fi osândit sau din cuvintele tale vei fi scos fără vină, lucrul acesta este valabil. Și ar trebui să avem în vedere lucrul acesta. Cine știe din ce cauză poate să apară suferința în viața cuiva? Cine știe din ce jurământ al strămoșilor s-ar putea întâmpla să nu înțelegem care sunt consecințele pe care le suportăm? Călcarea jurământului este blestem. În conformitate cu porunca a doua, blestemul acesta poate să meargă până la a treia și a patra generație, în măsura în care se repetă, se repetă și se repetă aceeași atitudine necorespunzătoare față de jurământul făcut lui Dumnezeu. Se poate opri lucrul acesta? Răspunsul este da, în măsura în care se elimină cauza, adică nemai făcând aceleași lucruri care perpetuează blestemul ca urmare a jurământului.
Este aprinsă discuția dacă acest jurământ îi lega pe israeliți sau nu. Mulți susțin că deoarece a fost obținut prin fraudă și mai ales că aceștia nu aparțineau triburilor pe care lui Iosua i s-a poruncit în mod special să le distrugă, a fost nul de drept. Dar izraeliții juraseră pe numele sacru al lui Jehova că îi va cruța pe gabauniți. Dacă l-ar fi călcat, ar fi înjosit acel nume sacru. Acest lucru trebuia să aducă probleme asupra lor înșiși. Dacă au fost înșelați, vina era a lor. Jehova, prin care au jurat, le-a oferit în mod sigur de a detecta o astfel de înșelăciune, dar n-au ales să o folosească. Ar fi fost destul de ușor pentru popor să argumenteze că înțelegerea nu a avut niciun efect pentru că nu a fost încheiat cu întregul popor. Furia și dorința poporului s-a născut însă din umilința lor de a fi păcăliți. Mândria fusese trezită de sosirea unei delegații atât de îndepărtate aparent. Dovezile erau incontestabile, dar realitatea arăta cu totul altceva. Toate căpeteniile au zis întregii adunări, le-am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, acum nu putem să ne atingem de ei. Toate căpeteniile au fost de acord, ceea ce fără îndoială a dispus poporul să accepte. Dacă aici s-ar fi întâmplat ca unii dintre cei care erau conducătorii lui Israel ar fi avut o altă părere, cu siguranță s-ar fi făcut o dezbinare deosebită. Dar ce frumos că toți au fost de acord, angajându-se și asumându-și toată responsabilitatea. Căpeteniile au cruțat și au hotărât să cruțe viețile gabaoniților, pentru că așa au jurat în mod expres să facă, să-i lase să trăiască. Iată niște oameni care își asumă să facă opoziție poporului și nu se tem, apărând adevărul. Dacă gabaoniții renunță la idolatrie și devin prieteni și slujitori ai casei lui Dumnezeu, atunci convertirea păcătoșilor va împiedica ruinarea lor. Au privit caracterul sacral al cuvântului lor, asemenea lui Iefta, unul din judecătorii de mai târziu ai lui Israel. Ei și-au dat cuvântul și nu s-au putut întoarce. Iefta a jurat că va sacrifica pe oricine va veni înaintea lui atunci când Dumnezeu îi va da biruința. Și Biblia spune că în fața acestui jurământ, probabil pripit, probabil obișnuit în lumea din care venea Iefta, jurământul acesta însă l-a pus față în față cu o decizie groaznică, pentru că singura lui fată a venit cu bucurie să laude biruința pe care Dumnezeu i-a dat-o tatălui său. Iar apariția acestei fete a dus asupra lui Iefta o durere teribilă, pentru că el și-a adus aminte că făcuse un jurământ lui Dumnezeu și este dispus să-l împlinească. A gândi în mod serios la un cuvânt rostit, la o promisiune, este o chestiune extrem de importantă. Cuvintele sunt judecate în cel mai adevărat sens. Spuneam, Domnul Iisus a zis, prin cuvintele tale vei fi scos fără vină și prin cuvintele tale vei fi osândit. Limbajul nu este menit să ascundă, ci să exprime gândurile, iar o promisiune vorbită ar trebui să fie la fel de obligatoriu ca una scrisă. Atunci când Isus a interzis orice jurământ, el a interzis orice intercalare inutilă, zadarnică de conversații și declarații cu introducerea numelor și lucrurilor sfinte. El însuși a folosit cele mai solemne formule în învățătura sa publică și în fața marelui preot, iar apostolii au invocat mărturia lui Dumnezeu asupra adevărului afirmațiilor lor. Apostolul Pavel scrie în Evrei, capitolul 6, cu versetul 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba, în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă,
să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Prin urmare, un jurământ este permis, dar nu trebuie făcut cu ușurință și nici nu trebuie tratat superficial, pentru că un jurământ implică solemnitate și deliberare. Apostolul Iacov scrie în capitolul 5 cu versetul 12 din epistola sa: mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Aspectul acesta mă face să mă gândesc într-un mod foarte serios la ceea ce se întâmplă atunci când un creștin se botează. În fața bisericii, înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, persoana care se botează este întrebată lucruri deosebit de importante cu privire la studiul Bibliei, cu privire la credință, cu privire la încrederea în Domnul Isus, cu privire la poruncile pe care le cunoaște și pe care trebuie să le împlinească. Câteva întrebări care reprezintă jurământul prin botez. Botezul este efectuat pe baza răspunsului da la acele întrebări. Ce se întâmplă când nu faci ceea ce ai jurat înaintea lui Dumnezeu că vei face? Ce se întâmplă când uiți ceea ce ai promis lui Dumnezeu? Da, să fie da. Nu, să fie nu. Sigur că se pune întrebarea dacă cineva ar răspunde cu nu la întrebările acelea puse înaintea botezului, ar mai fi botezat? Este important motivul pentru care spui nu. Pentru că dacă nu ești de acord, înseamnă că nu ești primit, nu ești pregătit. Și legământul pe care îl faci cu Dumnezeu, pe ce bază dorești să se realizeze? Pentru că legământul acesta trebuie să fie din două părți. Dumnezeu îți promite în acest legământ că te iartă, că te mântuiește, că îți dă viața veșnică. Iar tu îi promiți lui Dumnezeu, ca urmare acestei oferte pe care el o face, promiți lui Dumnezeu să asculți. Iar ascultarea derivă din împlinirea acestor dorințe pe care Dumnezeu le are, de a asculta de el, de a fi asemenea lui, de a împlini ceea ce Dumnezeu spune și ceea ce Dumnezeu a făcut. Este ceva din ceea ce ai jurat lui Dumnezeu atunci când te-ai botezat și astăzi nu mai ții minte? Este ceva ceea ce ai promis lui Dumnezeu și ai jurat în casa lui, în ziua lui? Ai jurat că vei împlini și astăzi nu mai vrei să împlinești? Păcatul este o dovadă a jurământului pe care îl calci. Fiecare păcat este o călcare a jurământului pe care l-ai promis lui Dumnezeu. Iar fiecare ispită pe care o întâmpini nu este nimic altceva decât o tendință, o chemare la călcarea jurământului sau, dacă te împotrivești ei, la ascultarea și la împlinirea jurământului pe care l-ai făcut. În jurământul acesta pe care l-ai făcut cu Dumnezeu este și puterea de a nu mai păcătui. Pentru că Dumnezeu nu-ți dă doar iertarea, ci îți dă și puterea să nu mai păcătuiești. Pentru că aceasta înseamnă mântuirea. Iar Dumnezeu îți promite în momentul legământului prin botez, atunci când juri înaintea Lui că vei rămâne a Lui, îți promite și puterea de a nu mai păcătui. Da, să fie da. Nu, să fie nu. Tot ce trece peste da și nu vine de la cel rău. Căpeteniile, ca să liniștească poporul, puțin tulburat și neliniștit, are o soluție
pe care o face public. Iată ce le vom face, spun căpetenile. Îi vom lăsa cu viață ca să ne aducem peste noi, să ne aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care l-am făcut. Să trăiască, le-au zis căpeteniile. Dar au fost întrebuințați, l-a tăiat lemne, l-a scos apă pentru toată adunarea, acum le spuseseră căpeteniile. Au fost cruțați, li s-a oferit viața, pentru că așa le-au promis și le-au jurat, dar gabaoniții au fost condamnați să fie tăietori de lemne, aducători de apă pentru slujbele de la cortul întâlnirii. Prin această propunere, poporul nemulțumit a fost liniștit. Da, gabaoniții și-au salvat viețile cu prețul libertății, dar și al onoarei. Condiția servilă la care au fost reduși a împlinit blestemul rostit de Noe asupra copiilor lui Ham. Iosua și conducătorii au făcut dreptate în momentul acesta acelui blestem. Și au considerat jurământul ca fiind sacru și obligatoriu, chiar dacă acesta fusese câștigat prin înșelăciune. De regulă se poate avea încredere în impulsurile populare, dar uneori sunt foarte orbi și falși. Vox populi nu este întotdeauna vox Dei. Unii cred că Dumnezeu vorbește prin majoritate, prin popor. Însă nu întotdeauna, pentru că și satana poate să controleze masele, nu doar Duhul Sfânt. Ca urmare, acești oameni, gabaoniții, trebuie să plătească pentru pedeapsa înșelăciunilor. Decizia lui Iosua de a le respecta este de natura unui compromis just și prudent. Evită dezonorarea care s-ar face în numele lui Dumnezeu prin încălcarea jurământului, dar salvează Israelul de rușinea unei alianțe periculoase cu cananiții, reducându-i la o stare de supunere absolută. Întreținerea focului jertfelor și asigurarea apei de curățire presupunea un efort considerabil. Sarcina aprovizionării cu lemne și apă a fost delegată gabaoniților. Natura umilă a acestor munci le-a dat un statut permanent de clasă inferioară în slujirea pe care ei au primit-o. Cei care erau mânioși până acum că gabaoniții trăiau încă, trebuiau să fie mulțumiți când i-au văzut condamnați la ceea ce, în înțelegerea generală, este încă mai rău decât moartea, adică sclavia perpetuă. Ca urmare, izraeliții nu aveau să fie perdanți, ci în onoarea, ci în profitul acestei păci cu gabaoniții. Întotdeauna cei care merg alături de Dumnezeu nu vor pierde niciodată. Iosua i-a chemat pe gabaoniți și le-a vorbit astfel. Pentru ce ne-ați înșelat, zicând, suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru? Minciuna și viclenia pervertesc toate relațiile vieții. Minciuna rupe legătura socială, întrucât cuvântul unui om este singurul mijloc de schimb moral între oameni. Când se pierde încrederea reciprocă, fundamentele edificiului social sunt subminate. De aceea, Apostolul Pavel spune, nu vă mințiți unii pe alții. Iosua îi mustră pentru înșelăciunea lor, însă într-un mod foarte blând. Nu le atribuie nume răutăcioase, nu folosește niciun limbaj aspru, provocator, nu-i numește așa cum meritau să fie numiți, mincinoși și josnici, ci doar îi întreabă, pentru ce ne-ați înșelat? Sub cele mai mari provocări este înțelepciunea și datoria noastră să ne păstrăm cumpătul și să ne înfrânăm pasiunea. O cauză dreaptă nu are nevoie de furie pentru a o apăra. Versetul 23 ne prezintă declarația pe care Iosua o face în numele poporului și în numele lui Dumnezeu ca urmare a acelei înșelăciuni. Acum, pentru că ne-ați înșelat, sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Slujitorii care deplineau cele mai de jos slujbe și corvoade în sanctuar erau numiți
netiniți. Erau oameni dați leviților. Cei dintâi locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetățile lor, erau israeliții, preoții, leviții și netiniții. Pedeapsa lor i-a dus astfel în posesia unor mari privilegii religioase. Nu știu dacă sesizau ceea ce mai târziu psalmistul în psalmul 84 spunea: mai mult faci o zi în curțile casei tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Iosua îi condamnă la sclavie ca o pedeapsă a înșelăciunilor, iar ei se supun sentinței fără niciun murmur, fără cârtire, și se pare că ambele părți sunt mulțumite. Gabaoniții și-au cumpărat viața cu o minciună, dar nefiind prin mijloace bune, Iosua îi obligă să-și trăiască viața sub rezerva muncilor continue, la tăierea lemnului, la transportul de apă, de fapt cele mai grele slujbe. Astfel, minciuna lor a fost pedepsită din moment ce și-au câștigat viața cu haine zdrențuite și pantofi zdrențuiți, însemnele servituții. Acum sunt condamnați pentru totdeauna să poarte astfel de lucruri. Astfel se plătește răscumpărarea vieților. Dumnezeu a dat o demonstrație inconfundabilă a ororii sale față de orice înșelăciune. De aici pedeapsa gabaoniților. Dar chiar și munca servilă devine onorabilă atunci când este făcută pentru casa Dumnezeului nostru și pentru slujbele acesteia. Gabaoniții au fost excluși prin aceasta din libertățile și privilegiile israeliților născuți și un semn de distinție. Nu veți încerca să fiți în robie. Aceasta însemna o condamnare a urmașilor lor în decursul tuturor generațiilor. Gabaoniții au fost angajați în astfel de slujbe, lucru care să-i aducă la cunoașterea legii lui Dumnezeu. Și trebuia să-i împiedice la răscoala lor față de idolatrii părinților lor. Aceasta ar fi avut un mare avantaj pentru preoți și leviți, pentru că aceștia trebuie să aibă mulți oameni puternici, însoțitori constanți și angajați permanent pentru slujbă și gratuit. O mare cantitate de lemn trebuia să fie tăiată zilnic pentru casa lui Dumnezeu. Nu numai pentru a menține focul aprins continuu pe altar, ci pentru a fierbe carnea jertfelor de mulțumire. Trebuia multă apă pentru spălările pe care legea le prescria. Și dacă ne gândim la faptul că în fiecare zi erau cu siguranță zeci de jertfe aduse, era nevoie de atâta apă pentru spălarea lor, era nevoie de atâtea lemne pentru a arde continuu pe altar, acolo unde se fierbeau jertfele. Nu știm însă dacă și alte lucrări servile, cum ar fi spălarea vaselor, punerea cenușii, măturarea curții, pe care leviții trebuie să le facă, erau date acestor gabauniți. Pedeapsa pe care acești oameni nefericiți și-au adus asupra lor nu a căzut însă doar lor, ca generație, ci întregii națiuni. Nu există două coduri de moralitate, unul pentru viața privată și altul pentru viața publică. Nepermițând izraeliților să-și încalce jurământul față de gabaoniți, deși fusese înșelați de ei, Dumnezeu ne învață că un păcat nu justifică niciodată pe altul. Trebuie să învingem răul cu binele. Aceasta este ceea ce dorește Dumnezeu și ceea ce deosebește poporul lui Dumnezeu de toți ceilalți oameni. Nu ne conformăm acestei lumi. Dacă poporul lui Dumnezeu ar acționa în același mod ca și cananiții, nu ar exista niciun motiv pentru a li se acorda binecuvântarea. Atunci când biserica devine lumească, folosind înșelăciunea ca să câștige adepți, folosind imagini false ca să-l facă oamenilor cunoscuți pe Dumnezeu,
Când biserica folosește lucrurile acestea lumești, va cădea sub condamnarea lumii. Singura răzbunare pe care trebuie să ne-o îngăduim vreodată este să facem bine pentru rău. De aceea trebuie să biruim răul prin bine. Lucrul acesta ne ajută să înțelegem că este posibil. Și dacă dintr-o situație destul de complexă, Dumnezeu a avut soluție, inspirându-l pe Iosua, inspirând căpeteniile poporului să găsească soluția de echilibru, cu siguranță și pentru noi Dumnezeu are întotdeauna o rezolvare, indiferent care este situația în care ne găsim acum, din cauza unor greșeli făcute, unor decizii pripite, chiar și a unor jurăminte uitate. Este har. Și Dumnezeu dorește ca viața noastră să fie reorientată spre ascultarea de El. Un jurământ pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, transformat într-o consacrare deplină, este jurământul sau promisiunea în fața Domnului Hristos. Orice promisiune este un jurământ. Simon Petru i-a jurat Domnului Isus că va merge cu el până la capăt. A eșuat, dar a fost întâmpinat cu har. A greșit, dar a plâns cu amar. Iar Domnul i-a oferit, la întâlnirea cu el după înviere, perspectiva unei vieți schimbate sub călăuzirea Duhului Sfânt. Acest lucru este destul de încurajator pentru noi, pentru că Dumnezeu este neschimbat. El este la fel astăzi, ieri și în veci. Indiferent care este apăsarea conștiinței tale, indiferent cât de mult ți-ai călcat jurământul făcut față de Domnul Iisus la botez, astăzi, dacă te întorci la El, îl vei descoperi că te privește cu iubire. Vei vedea brațele sale întinse pe crucea Golgotei și chemarea pe care El ți-o adresează încă să vii la El pentru a primi iertare, mângâiere și viața veșnică. Și Domnul să ne ajute să nu amânăm, pentru că El astăzi dorește să ne schimbe viața. Amin.